Într-un comunicat de presă, deputatul sucevean Bogdan Gheorghiu atrage atenția că de la câștigarea alegerilor din decembrie 2016, cetățenii județului Suceava au tot așteptat ca PSD Suceava să comunice setul de probleme pe care le vor rezolva în mandatul de 4 ani sau să se implice în promovarea județului Suceava. Deputatul Gheorghiu a precizat că ceea ce au constatat cetățenii județului este că pesediștii l-au lăsat în off-site pe președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, să se lupte singur pentru promovarea județului Suceava. Președintele organizației județene a PSD s-a remarcat prin abilitatea de a evita contactul cu mass media locală. Purtătorul de cuvânt al PSD, deputatul Alexandru Rădulescu, s-a remarcat prin comunicatele de presă cu patima anilor de dinainte de 1989. Vârful activității de comunicare al organizației județene a PSD a fost de fapt comunicatul de susținere al lui Liviu Dragnea la șefia PSD. Ca exemplu strălucit de comunicare publică despre șoseaua de centură a Sucevei, PSD a transmis inițial că sunt bani în buget, cu toate că nu erau, apoi că sigur se va finaliza anul acesta, dar s-ar putea să fie contestați și nu mai e sigur pe anul acesta. Apoi a transmis că bugetul necesar s-a dublat, apoi că lucrurile vor fi executate de o companie proprie a statului, care nici măcar nu a fost înființată, a subliniat deputatul Gheorghiu. Totodată, el a arătat că povestea s-a repetat și în ceea ce privește modernizarea și lărgirea E85. Aceeași poveste a fost și despre modernizarea și lărgirea E85, iar autostrada A8, care era cea mai mare șansă de a lega județul Suceava de Europa Occidentală, a dispărut cu totul. PSD a blocat prin conducerea CFR proiectului Gheorghe Flutur pentru o legătură feroviară între Suceava și Cernăuți. Dacă analizăm rezultatele obținute de Liviu Dragnea după 2 decenii la conducerea județului Telorman, unde doar 16% din populație lucrează, iar 84% nu, perspectivele guvernării social-democrate pentru județul Suceava nu pot decât să ne sperie, a concluzionat deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu.